Doremi. Pentru copii? Am zis Doremi. Eu n-am spus. Doremi pentru copii. Domnul Do cu pălărie pleacă în călătorie. E noapte, iar lumina lunii alunecă ușor printre crengile copacului de la fereastra domnului Do. Un mic ou, pe care domnul Do nici măcar nu l-a băgat de seamă, stătea lipit de o frunză. Noaptea a trecut și soarele a răsărit. Încă o noapte și încă o zi și tot așa, până când într-o dimineață, poc, din oușor ieși o omidă mică. Era foarte foame, așa că porni de grabă să caute de mâncare. Luni găsi un măr și îl mâncă. Totuși îi mai era foame. Marți mâncă două pere. Totuși nu se sătura. Miercuri mâncă trei prune. Tot îi mai era foame. Joi mâncă patru căpșuni. Tot nu se sătura. Vineri mâncă cinci portocale. Dar tot îi era foame. Sâmbătă, oare ce a mai mâncat omida? O prăjitură de ciocolată, o înghețată, un castravete murat, o felie de cașcaval, o bucată de salam, o acadea, o felie de plăcintă cu cireșe și o brioșă. În noaptea care a urmat, pe omidă a durut o burtică. Veni o nouă zi de duminică. Omida mâncă o frunză verde și fragedă și se simți mult mai bine. În sfârșit, nu-i mai era foame și dintr-o omidă mititică se făcuse o omidă mare și grasă. Omida își construi o căsuță, un cocon și se culcă înăuntru. După multe nopți și zile, două săptămâni și mai bine de somn, se trezi. Dar mare îi fu mirarea domnului Do când din cocon se strecură încet afară un minunat fluture. Este fluturele care valsează pe muzica lui Brian Crane, iar drumul său, de la micul ou la omida mâncăcioasă, i-a fost inspirat domnului Do de cunoscuta poveste a lui Eric Carle. Puteți răsfoi împreună cu cel mic cartea scrisă și ilustrată de acest mult iubit autor de cărți pentru copii, Omida mâncăcioasă, reascultând și sugestiile muzicale ale rubricii de astăzi Doremi pentru copii, care rămâne arhivată pe site-ul nostru romaniamuzical.ro. Nu am făcut decât să adaug poveștii lui Eric Carle trei instrumente ușor de mânuit de la cele mai fragede vârste, un glockenspiel în rolul omidei, un set de clopoței muzicale acordați în notele gamei, sunete pe care omida le-a mâncat unul câte unul, și o calimba cu care am sugerat scurgerea zilelor și a nopților, odată cu care omida a luat forma minunatului fluture, Butterfly Waltz, cu care vă las acum compoziția unui alt autor american, Brian Crane. Să ne reauzim bucuroși!